Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o informare de vreme instabilă ce vizează toată țara. Sunt așteptate cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, se anunță și furtuni și grindină. Nici nu au început bine lucrările la viitorul parc din zona Tilișca și prețurile au început să crească. Consilierii locali au pe masă pentru aprobare noi indicatori tehnici de o valoare mai mare decât cei aprobați inițial cu aproximativ 360.000 de lei. Prețurile mai mari sunt cauzate de lucrări neprevăzute pentru stabilirea zonei în care au fost stocate deșeuri. Pe parcurs s-au făcut și modificări de ordin estetic la proiectul parcului, se vor executa 3 puncte de belvedere, trambuline adiacente locului de joacă pentru copii. Astăzi, CNAIR a semnat contractul pentru completare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Cu ofertantul declarat câștigător, asocierea Mega Engineering Consulting. Valoarea contractului este de aproximativ 18 milioane de lei fără TVA și va avea o durată de 67 de luni împărțit în 3 etape de execuție. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.